Al treilea punct se referă la educație, la România educată și la un aspect foarte concret care a fost discutat, dezbătut în repetate rânduri. Este vorba despre doctorate și plagiate. Rimează, dar nu fac casă bună. Și ajuns la promulgare, o lege care aprobă ordonanța de urgență a Guvernului numărul 4 din 2016, privind modificarea și completarea legii educației naționale numărul 1 din 2011. Nu voi promulga această lege, ci o voi retrimite Parlamentului, fiindcă această lege, prin modificările pe care le aduce, nu stabilește acel cadru legal care să stimuleze cu adevărat performanța și care să încurajeze excelența în școlile doctorale. Legea nu este de natură să garanteze respectarea normelor de integritate și nici nu clarifică regimul juridic cu privire la prevenirea și sancționarea eventualelor abateri de la aceste norme de integritate. În primul rând vorbim aici evident de plagiat.